sobie oświadczenia. Da. Natomiast pierwszy proces obręba to są dyskusji dotyczące Mówiłem, że to na to tak sobie jest jako Trecem la ordinea de zi. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mureș Bacău se convoacă în ședința ordinară, pentru data de 29/11/2019, ori de 11, în sala de ședințe a Primăriei Comunei Mureș, cu următoarele de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 8 a bugetului local de venituri și cheltuieli și anul 2019. Dar sunteți de acord cu acest punct? Vă mulțumesc. În cuvântul? Da. Proiect de hotărâre a privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2020. Sunteți de acord cu acest punct? Toate, toate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card legitimate de parcare pentru persoane cu handicap. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării spectacolului Colinde de Crăciun și acordarea de cadouri pentru preșcolar și elite. 5. Diverse. Vorbim la cuvântul. Până la vot celelalte, pe rămasă 3, 4 și 5 diverse. Dacă sunteți de acord? Mulțumesc. Doamna Bucusu. Da, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, numărul 8, se referă doar la virări de credite de la un capitol la celălalt. În baza articolului 129, aliniatul 1, aliniatul 4, litera B din OUC 57/2019, privind codul administrativ, propun rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli după cum urmează. Virarea sumei de 3.000 de lei de la capitolul 6105, protecție civilă, la capitolul 510103, titlul 20, articolul 20.01.30, alte bunuri și servicii. Virarea sumei de 29.000 de la capitolul 670307, cămine culturale, titlul 71, cheltuieli de capital, la capitolul 51, autorități publice, titlul 20, articolul 20.01.30, alte bunuri și servicii. Virarea sumei de 9.340 de lei, de la capitolul 670307 la capitolul 7050, alte servicii în domeniul dezvoltării, titlul 710130. Virarea sumei de 31.500 de la capitolul 670307, titlul 710101 la capitol 6550, alte servicii în domeniul învățământului, titlul 710101. Mirarea sumei de 5.160 de lei de la capitolul 670307 la capitolul 7050, alte servicii în domeniul dezvoltării comunale. Virarea sumei de 6.400 de la capitolul 7006 la capitolul 510103, la articolul 20.01.30, alte bunuri și servicii. Virarea sumei de la capitol 2.000 de lei, de la capitolul 70.50, alte servicii în domeniul dezvoltării, la capitolul 51.01.03, titlul 20, alte bunuri și servicii. Aceasta este, deci, nu s-a influențat cu nicio sumă, bugetul doar virări de la un capitol la altul. Ce vreau să vă întreb? La măsămă n-am fost, chiar n-am fost atentat. Tu ceva din măsămă? Da, e pentru cofinanțarea sălii de investiții, raportul cu curentul electric. Nu ne-ar trebui rămas o ceva două luni pentru navetă. 9.000 de lei ar trebui pentru navetă. Ca să încheiem luna decembrie. O analiză a veniturilor și dacă s-au realizat venituri peste cele planificate în bugetul de venituri și cheltuieli, atunci să vă face și această rectificare. rugăm la discuții. Aveți și plăți retroactive de făcut? Nu. Ce urmează de acum încolo? Atât? Atât? Astfel și două încăzi. Mai dorește cineva? Acesta. Nu? Sunt că nu am avut proiectul de privind rectificarea numărul 8. Mulțumesc. Și abține ceva contra. Trecem la punctul 2. Proiectul de locuri privind stabilirea taxelor și impozitarea pentru anul fiscal 2020. Da, în sfârșitul fiecărui an se stabilesc noi impozite și taxe pentru anul fiscal următor, la noi 2020. Taxele și impozitele la nivelul anului 2019 au fost fixate cu valoare de 4,6% și se vor aplica pentru anul fiscal 2020. Noutatea constă în introducerea unor noi taxe locale, după cum urmează taxe pentru înregistrare vehicule, pentru care nu există obligativitatea matriculării, plăcuțe de înregistrare 25 de lei, certificat de înregistrare 10 lei, taxe pentru închiriere cu ora utilaje, cum ar fi bultoexcavator, autogreder și autocamion, 120 de lei pe oră pentru fiecare. Pentru anexa 24, în vederea sesizării și deschiderea procedurii succesorale, 5 lei, eliberare certificat de atestare fiscală, în termen de eliberare, cel mult 2 zile lucrătoare, 5 lei, eliberare certificat de atestare fiscală în regim de urgență, 20 de lei, înregistrare în contracte de arendă, 5 lei, utilizare temporară a lucrurilor publice, comerț stradal, 15 lei, taxă Xerox, 0,50 de bani format A4 și 1 leu format A3. Taxă fax, trimitere primire, 10 lei. Taxă PSI, 4 lei pe gospodărie și taxă consum apă, 4 lei pe metru cub de apă. Închirierea căminilor culturale. Pentru cămin cultural în Gureni, pentru nunți va fi de 2000 de lei și pentru botez 1000 de lei. Cămine culturale, sate, componente pentru nuntă 100 de lei, botez 100 de lei. Taxă oficiere căsătorii în afară orilor de program 50 de lei și taxe divorț pe cale administrativă 607 lei. Da, am zis bine. Și taxe eliberare copii heliografice de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri deținute de consiliile locale 10 lei. De revenit asupra cotelor pentru valoarea impozabilă a clădirilor, atât pentru persoane fizice și juridice. În anii din urmă s-a stabilit la cotă minimă de 0,08%. Cotele acestea sunt cuprinse între 0,08% și 0,2%. Întrebarea este dacă vreți să le modificați sau rămân aceleași. Se pare să ne dea o trăcări asta. Da, da, deci ați mers pe minim și pentru fizice și pentru juridice. Urmă, domnul Costel, vă spuneți părerea? Rămân la fel. Rămân la fel? Da. De ce să-l mai modifică? Doar cetățenii comuni n-au mai mulți. Eu am zis că vreți pentru juridice. Oricum, taxele și impozitele pentru anul 2020 vor fi mai mari cu 4,6% față de cât au fost în 2019. Deci oricum vor fi. Oricum vor fi. Deci rămân la cotă minimă, atât pentru fizice cât și pentru juridice, da? 4,6%. S-a acolo taxa de registrare de contract de arendă? Dar de când? De la anul. De la anul? Da, alea care sunt deja înregistrate nu se mai taxează. Dar de ce dau cu 5 lei? Putea spune 10, că era să-mi rotund. Dacă vrea, așa le 5, totul. Să 5, totul. Da, se referă la un lot, nu fiecare contract. N-a spus lot, a spus înregistrare contract de arendă. Am zis așa... Taxă, înregistrare contract de arendă. Înregistrare contracte de arendă. Păi, taxă de... Poți să vei cu 1 sau poți să vei cu 10. N-a specificat aceasta. N-a specificat treaba asta. Da. Vă rugăm, ai cineva? Întrebat? La vot, la vot. Supunem la vot, dacă sunteți de acord cu taxele stabilite. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementare și eliberarea formatului unic al modelului cardului de parcare pentru persoanele cu handicap. legea pentru 2006 prevede capacitate pentru persoane cu handicap și locuri gratuite de parcare. Aceste locuri gratuite de parcare se pot ocupa pe baza unei carte de legitimație care se eliberează la cerere de către Consiliul Local de la domiciliul persoanei cu handicap. Poate ați mai văzut, eu pot să vă spun aici care va fi formatul, va fi plastifiat, de culoare albastră, se afișează pe parbriz și cardul legitimație se eliberează gratuit. Deci, persoana cu handicap va depune o cerere la primăria noastră, așa, însoțită de copii după certificatul de încadrare în grad de handicap, fotografia persoanei cu handicap de dimensiuni 3x4, după caz, sau certificatul de naștere pentru copilul cu handicap, pentru că și reprezentantul legal, respectiv părintele, care deține un autoturism, poate beneficia de acest card de legitimație. Cam asta e. La asta se referă acest regulament. Dacă până acum parcau pe parcarea cu handicap și spunea că e handicapat. Da, ieșea să... Deși sunt persoane... Ținea o mână strâmbă acolo și... Nu, deci doar prezentarea certificatului handicap nu este suficientă pentru a... Ați luat legitimație, se spune geam. Legitimație care se lipește de geam. Și oare dacă sunteți de acord, vă mulțumesc. Deci, la punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării spectacolului Colinde de Crăciun și acordarea de cadouri pentru preșcolari și elevi. Da, deci pentru acest eveniment se propune suma de 8.000 de lei pentru un număr de 480 de elevi și preșcolari care pregătează cursurile școlilor pe raza Comunei Mureș. În vederea acordării de cadouri. Și 12.000 de lei pentru organizarea concertului Colinde de Crăciun. Vă rugăm la discuții. Sunt discuții. Da, felicităm Consiliul Local, cât și Primăria, pentru evenimentele frumoase și cele de Sfântă Mărie și astea de Crăciun. Și cred că aici ar mai putea să vină și alții cu o sponsorizare la ele. Chiar vorbeam cu niște colegi, nu cred că domnul Bibire Constantin nu ne-ar sponsoriza, nu ne-ar sponsoriza elevii cu... Nu, eu m-aș întreba pe dumneavoastră de ce mereu aceleași persoane vin și cotizează sau cum de numai ăștia să găsesc. Persoane vă referiți care participă la spectacol? Acești artiști, mari artiști. Mereu cu ăștia îi vedem. Dacă dumneavoastră aveți o propunere... ușa cu capul. Dacă aveți o altă propunere... Nu, asta este o altă vacă de mulți. Nu, nu, astea sunt... Dar dacă totuși insistați să sponsorizați cu ceva elevi... Insist. Elevii. Elevii, să sponsorizați elevii, noi vă așteptăm. Nu, gândeam la sumă, pentru că anul trecut s-a aprobat o sumă, iar elevii au primit jumătate. Jumătatea era unde s-a dus. Am evaluat pachetul. Am luat de la un copil pachetul, am evaluat ce valoare are. Aceeași discuție am avut-o și anul trecut și acum 2 ani tot la fel ați luat. Exact, exact, pentru că este un cerc vicios și plimbăm aceste pachete de la o firmă la alta și tot venim cu comisioane. Tot venim cu o adăugire. Eu vreau să beneficieze copilul. Nu cei care distribuie, cei care împart, cei care... Revine pentru fiecare elev suma de 16 lei. Noi vă așteptăm anul ăsta cu niște cadouri mai consistente. 16 lei. Și să le arătați, să le arătați cum sunt niște cadouri adevărate. Așa sunt pachete, să nu-ți domnul bine. Să le împărțim super. Nu sunt de acord cu sumă. Sunt de acord cu acțiunea, dar nu cu sumă. Crezi că ei 16 lei ei, mă rog, ce ne este de acord? Ce ne cu sumă? Vă mulțumesc. Contra? Domnul Biblie, contra? Da, la sumă. La sumă. Nu la festivitate. Și nu propuneți cam cu ce contribuiți? La diverse. Limite electorală, nu poate. Nu limite electorală, suntem la Crăciun, mă rugăm la diverse, da? La diverse. Domnul Vicești, domnul secretarici. Poftim, domnul. Domnul Vicepar, este grămadă asta de moloz de aici, în spatele dispensarului. N-ar fi bine dusă la podul ăla, la grădină, la... și mai nivelat acolo. Da, o să luăm mai ales din betonul ăla. Da, și pus acolo, ca să mai... Da. Acum avem probleme cu gardul, nu, dar au mai fost la când de la camion scos cu tramorul și a fost aruncat când au fost lăsate. L-au pus în bucat, la mine. Da. Acolo la pod, cât de cât se mai constructează betonul cealaltă. Da, avem și la Botez, tot așa un pod care... Sau este un drum, nu este un cap. Poate vreți în vedere. Mulțumim. Am cineva? Azi vă mai lungi și mă. Mulțumim. Vă mulțumim pentru participare.